Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Astăzi am să vă redau un material scris de George Hodorogea. Minunea din Tomsk, Siberia, născută dintr-un păcat fatal. Tomsk este un oraș rusesc din Siberia, capitala regiunii Tomsk. A fost întemeiat în 1604 și este unul dintre cele mai vechi orașe din Siberia, avându-și originea într-un decret al țarului Boris Godunov în 1604, după ce Toian, ducele tătar de Eușta, a cerut protecția țarului împotriva bandiților din Cârcâz. Țarul a trimis 200 de cazaci sub comanda lui Vasili Fomici Tirkov și Gavril Ivanovici Pisemski să construiască o fortăreață pe malul râului Tom, cu vedere la ceea ce avea să devină orașul Tomsk, Boris Fiodorovici Godunov devine ca uzurpator țar pe tronul Rusiei. El este învinuit de boieri că ar fi răspunzător de moartea lui Dimitri Ivanovici, fiul cel mai tânăr al lui Ivan cel Groaznic, care ar fi fost succesorul legal pe tron. Boris Godunov este încoronat ca țar la data de 1 septembrie 1598. Prin urcarea lui Petron, tron i-a sfârșit dinastia Ruric. Noul țar s-a dovedit a fi un paranoic, motiv pentru care a creat o vastă rețea de informatori. Imediat după ce fortăreața a fost ridicată pe dealul în chiar pe malul râului Tom, țarul Boris Godunov a organizat un periplu în zonă. În acea vreme, regiunea nu se bucura de prea mulți locuitori. Însă, una dintre cele mai frumoase femei ale timpurilor trăia în apropierea fortăreței. Tânăra de numai 16 ani, Natalia Ghicev, locuia împreună cu familia sa. Tatăl ei fiind pescar, astfel că familia trăia din comerțul cu pește. Era una dintre nopțile siberiene deosebit de geroase, când în ușa casei familiei Ghicev s-au auzit lovituri puternice. Familia s-a trezit speriată, iar tatăl s-a îndreptat spre ușă, întrebând cine este și care este scopul vizitei. Printre sfărăitul cailor și zgomotul potcoavelor, o voce i-a spus că garda țarului îi ordonă să deschidă de îndată. Dima Ghicev a deschis ușa speriat și imediat a primit o lovitură în frunte care l-a trântit la podea, pierzându-și cunoștința. Doi cazaci au intrat în casă, au înhățat-o practic pe Natalia și au dispărut în noapte în goana cailor. Ajutat de soția sa, Dima și-a revenit după un timp. Aceasta, în lacrimi, a povestit soțului tot ce s-a întâmplat. Și fără să mai stea mult pe gânduri, deși sângera, după ce a înhămat calul la sanie, Dima s-a îndreptat spre fortăreață. Odată ajuns acolo, cazacii de la intrare l-au luat în râs și i-au spus că fata este deja în patul țarului și că este în siguranță. Văzând că nu are nicio șansă, Dima a făcut cale întoarsă. În casa familiei Ghicev s-a instalat durerea încununată de neputință. Nu puteau să facă nimic, nu aveau nicio putere ca să poată recupera fata. Așteptau doar bunăvoința țarului. După șase zile, soția lui Dima a văzut pe fereastră o ceată de cazaci, care veneau călare spre casă. Împreună cu Dima a ieșit în fața casei cu sufletul la gură, Cazacii nu au întârziat mult și au sosit aducând-o cu ei pe Natalia. Au lăsat fata părinților și unul dintre ei a aruncat o punguță cu galbeni, spunând că țarul le este recunoscător, după care au dispărut în goana cailor așa cum veniseră. Palidă la față și speriată, Natalia a intrat în casă, ajutată de părinți, și printre lacrimi le-a povestit acestora ce a pățit. După ce a fost înfășcată de cazaci, a fost dusă în fortăreață, în sala de ospețe, unde țarul chefuia alături de Vasilii Fomici Tircov și Gavril Ivanovici Pisemski, dar și de alți cazaci de rang. De îndată ce a văzut-o, țarul i-a dăruit lui Vasilii Fomici Tircov o pungă de galbeni, spunându-i acestuia că îi mulțumește pentru darul oferit și că într-adevăr ofranda este deosebită s-a ridicat din jilț și a dat ordin unor servitoare să o îmbrace pe fată pentru că aceasta era doar în cămașă de noapte și înghețată de frig, și apoi să fie adusă lângă el de îndată. Țarul împreună cu cazacii au chefuit până aproape de ziua, apoi a fost curtenitor cu Natalia, după care, spre dimineață, s-au retras împreună în odaia sa. Natalia a fost nevoită să fie la dispoziția țarului în toate cele șase zile, pierzându-și fecioria. În cea de-a șasea zi, țarul a plecat și a ordonat cazacilor să fie dusă acasă, avertizându-i că dacă fata va păți ceva, va fi nemilos cu ei. Au trecut zilele, săptămânile și deja după o lună fata se simțea rău, avea stări de vomă și nu se simțea bine deloc. Apoi a început să fie tot mai pofticioasă. Ar fi mâncat orice. Erau semne că rămăsese însărcinată și nu putea să poarte în pântec decât un prunc al țarului. Au mai trecut câteva luni și a început să apară burta, care creștea de la o lună la alta. După forma țuguiată pe care o avea, părea să fie băiat, Părinții nu au povestit la nimeni despre cele întâmplate, însă încercau să o îmbuneze pe Natalia, spunându-i că atunci când țarul va afla, cu siguranță și viața lor se va îmbunătăți. Așa că se rugau la bunul Dumnezeu ca Natalia să ducă cu bine sarcina și copilul să se nască sănătos. Când s-au împlinit fix nouă luni, Natalia a născut, ajutată de mama ei, un băiețel sănătos. După încă o lună de zile, au apelat la preotul din zonă ca să-l boteze pe copil, și i-au pus numele Boris, la fel ca al țarului. Înainte de botez, preotul i-a cerut Nataliei să se spovedească, și astfel acesta a aflat că Boris era copilul nelegitim al țarului. Boris Fiodorovici Godunov nu era în relații bune cu boierii. Prin rețeaua sa de informatori, îi urmărea și îi persecuta, mai ales pe cei din familia Romanov. Astfel se instalase în Rusia o gravă criză politică și socială. Țarul era învinuit de boieri că ar fi răspunzător de moartea lui Dimitri Ivanovici, fiul cel mai tânăr al lui Ivan cel Groaznic, care ar fi fost succesorul legal pe tron. Lucru plin de adevăr. Boris Fiodorovici Godunov, cu ajutorul lui Zemski Sobor, devine ca uzurpator țar pe tronul Rusiei. Țarul moare în mod neașteptat la data de 13 aprilie 1605, probabil din cauza unei hemoragii cerebrale. Urmează la tron fiul său, Fiodor al doilea. La moartea tatălui său, Fiodor era un tânăr de 16 ani, robust și educat. Boierii care acceptaseră autoritatea lui Boris Godunov au refuzat să-i jure credință tânărului Feodor al II-lea. În perioada scurtă de domnie a țarului Boris Godunov, 1598-1605, apare un călugăr numit Dimitri cel Fals, care agită masele, declarând că el ar fi adevăratul succesor pe tron. Impostorul, sprijinit de o parte din boierime, a sosit la porțile Moscovei în iunie 1605. Tsarul Fiodor și mama au fost arestați și uciși la scurt timp de către susținătorii impostorului. Patriarhul Job, un apropiat al tatălui lui Fiodor, a fost destituit și porțile orașului s-au deschis pentru primirea falsului Dimitri. Falsul Dimitri I, a devenit țar al Rusiei din 21 iulie 1605, sub numele de Dimitri Ioanovici. Pretențiile falsului Dimitri au fost imediat aprobate de mama adevăratului Dimitri, Maria, și de familia ei. Vasili Shuisky, care declarase anterior că Dimitri a fost victima unui accident, susținea acum că asasinii trimiși de Boris Godunov l-au omorât din greșeală pe un tovarăș de joacă lui Dimitri. Boierii exilații de țarul Godunov au recunoscut legitimitatea impostorului și au fost repuși în drepturi. Curând, sentimentele de simpatie s-au întors împotriva impostorului. Suita lui poloneză a provocat un val de repulsie în Moscova. Căsătoria lui în 1606 cu poloneza Marina Mnizek a înrăutățit lucrurile și mai mult nu purta barbă, nesocotind perceptele ortodoxiei și nu consuma alcool. În scurt timp, Vasilii Șuischi s-a întors împotriva impostorului. Spre sfârșitul anului 1605, el a revenit asupra evenimentelor din 1591 și a susținut că, într-adevăr, Dimitri a fost ucis în acel an. În mai 1606, Șuischi și alți boieri l-au răsturnat pe falsul Dimitri și l-au ucis, după care mulțimea a omorât sute de susținători ai săi, ruși și polonezi. A urmat la tron Vasilii al iv lea al Rusiei. Domnia sa a căzut în perioada timpurilor tulburi. Încercările lui Vasilii de a reinstaura ordinea prin împiedicarea țăranilor de a părăsi moșiile stăpânilor lor și prin crearea unui registru al sclavilor au eșuat, deoarece autoritatea sa nu se extindea pe tot teritoriul țării. În scurt timp și-a îndepărtat familiile boierești importante, inclusiv familia Romanov. Au început să circule zvonuri că falsul Dimitri scăpase în mod miraculos. Guvernul lui Vasilii Șuischi a supraviețuit unei mari rebeliuni care a avut loc în perioada 1606 și 1607, și care a fost condusă de prințul Shahovskoi și un hatman kazak și fost sclav de la Galere pe nume Ivan Bolotnikov. Victoria lui Vasilia asupra rebelilor s-a datorat în mare parte talentului de general al nepotului lui, prințul Mihail Scopin Shuisky. După năbușirea revoltei în octombrie 1607, a apărut un nou pretendent la tron. Falsul Dimitri al Doilea a reușit cu ușurință să adune o armată de polonezi, cazaci și ruși infideli. Nici el și nici sprijinitorii lui nu credeau cu adevărat că este fiul lui Ivan al Patrulea. IV Deși nu semăna deloc cu falsul Dimitri I, atât Maria, mama adevăratului Dimitri, cât și Marina, soția falsului Dimitri I., i-au sprijinit pretențiile la tron. Marina a trăit cu el și i-a dăruit un fiu moștenitor. În 1608, falsul Dimitri al II-lea și-a stabilit reședința lângă Moscova, de unde și-a exercitat autoritatea asupra unei mari părți a ducatului Moscovei. Incapabil să-l răstoarne pe falsul Dimitri al II-lea, Vasilii Șuischi i-a chemat în ajutor pe suedezi în 1609, Prețul plătit a fost scump. Vasilia trebuit să renunțe la pretențiile Rusiei asupra Livoniei. A cedat porțiuni de teritoriu și a promis să se alieze cu suedezii împotriva polonezilor. În iulie 1610, Vasilii Șuischi a fost răsturnat printr-o lovitură de stat, pusă la cale de romanovi și aliații lor, care l-au forțat să devină călugăr. A murit ca prizonier la Varșovia în 1612. Odată cu intensificarea intervenției poloneze în Moscova în 1609, familia regală s-a mutat la reședința din Vilnius, capitala Marelui Ducat al Lituaniei. La scurt timp după aceea, în 1610, Vladislav, în vârstă de 15 ani, a fost ales țarul Moscovei de către Consiliul Aristocrației al celor șapte boieri, care l-au răsturnat pe țarul Vasilii Șuischi în timpul războiului polono-moscovit. Alegerile au fost distruse de tatăl său, Sigismund, care urmărea ca populația Moscovei să se convertească de la ortodoxism la catolicism. Sigismund a refuzat să fie de acord cu cererea boierilor de a-l trimite pe prințul Vladislav la Moscova și de a fi convertit la ortodoxism. În schimb, a propus ca acesta să domnească în calitate de regent, iar această propunere a condus la reluarea ostilităților. Vladislav I, fiul al regelui Sigismund al III-lea Vasa și al Anei de Austria, a domnit până în 1612, când polonezii au fost expulzați din Moscova de către o revoltă, condusă de Kuzma Minin și Dimitrii Pojarski. În anul următor, boierii au ales un nou țar, Mihail Romanov. Mihail I Fiodorovici Romanov a fost primul țar rus din dinastia Romanov. El a fost fiul lui Fiodor Nikitici Romanov, devenit apoi patriarhul Filareț și al Xeniei. Domnia lui a marcat finalul timpurilor tulburi. Mihail a fost ales în unanimitate țar al Rusiei, de adunarea națională, la 21 februarie 1613. Dar delegații Consiliului au găsit pe tânărul țar și pe mama lui la mănăstirea Ipatiev de lângă Kostroma, abia pe 24 martie. La început, mama sa a protestat, crezând că fiul ei este prea tânăr pentru o funcție atât de grea în vremuri atât de dificile. În cele din urmă, Mihail a acceptat tronul. Țarul Mihail I a îndepărtat Suedia și Polonia în urma păcii de la Stolbovo din 17 februarie 1617 și armistițiul de la Duelino 1 decembrie 1618. Cel mai important rezultat al armistițiului de la Duelino a fost întoarcerea din exil a tatălui țarului, Fiodor Nikitici Romanov, care, odată revenit din exil, a preluat sarcinile guvernării până în 1633, când a murit, iar Mihail a continuat să fie țar până în 1645. Fiodor Nikitici Romanov, odată devenit patriarh, a aflat de existența lui Boris Ghicev, fiul nelegitim al lui Boris Godunov și al frumoasei Natalia Ghicev care deja se apropia de vârsta de 15 ani. Chipeșul Boris Ghicev era îndreptățit să pretindă tronul Rusiei, însă nu avea nici bani și nici influență. De existența sa nu știau adversarii politici ai romanovilor. Natalia și-a dedicat viața pentru creșterea și educația lui Boris în spirit de luptător și lider, sperând că într-o bună zi fiul său va fi recunoscut drept urmaș de drept al godunovilor. Niciodată nu a mai dorit să cunoască un alt bărbat, deși nu puțini au fost cei care au cerut-o în căsătorie. Boris Ghicev, pe lângă spiritul său de lider, devenise cel mai destoinic pescar din zonă și îi uluia pe cei din jur prin înțelepciune. Toți tinerii din zonă îl idolatrizau. Fiodor Nikitici Romanov, din poziția de patriarhal al Rusiei, a pus la punct un sistem minuțios de informatori, bazat pe rețeaua de preoți ai bisericii, care avea obligația să-i transmită orice informație care ar fi periclitat poziția țarului. Astfel primea informații permanente despre evoluția tânărului Boris Ghicev. După trei ani, atunci când tânărul Boris împlinise deja 18 ani, o solie sosește în mare viteză la cancelaria lui Fiodor Nikitici Romanov, aducându-i acestuia o răvașă din Tomsk. Patriarhul a deschis scrisoarea de îndată. Iată ce a citit. Mult prea iubite mare patriarh al Rusiei mari, umilul tău slujitor preot Lavrenti, cu umilință, îți transmit acest mesaj pe care îl consider ca fiind extrem de important pentru înălțimea voastră. Aici s-a întâmplat o minune, care a uluit întreaga comunitate cu câteva zile în urmă. Băiatul unui pescar din zonă a căzut din barcă și s-a înnecat. Adus acasă, familia se pregătea să îl înmormânteze. Însă a apărut Boris, fiul Nataliei Ghicev, și fiul nelegitim al lui Boris Fiodorovici, fapt despre care v-am anunțat într-o informare anterioară. Acesta a cerut să rămână singur cu mortul și după o jumătate de oră a ieșit la mulțime adunată în fața casei pescarului și a spus acum să-i dați să mănânce și să bea apă, pentru că este flămând. Stupoarea a fost mare atunci când comunitatea a văzut că băiatul pescarului trăiește. Deja Boris a devenit un fel de mesia al acestora și oamenii se înghesuie la el acasă ca să se trateze de diverse boli. Mă înclin în fața domniei voastre și mă rog bunului Dumnezeu să-l crotească pe țar, al vostru umil slujitor preot Lavrentii. Fiodor Nikitici Romanov a fost șocat de răvașul primit, s-a așezat în jilț și s-a întrebat dacă nu cumva preotul a luat o razna. A doua zi a trimis trei supuși în Tomsk, pentru a verifica veridicitatea spuselor preotului Lavrenti. Odată ajunși în zonă, aceștia au început să chestioneze localnicii care au confirmat cele spuse de preot. Când se pregăteau de cale întoarsă, au dat nas în nas cu chipeșul Boris, care le-a spus Transmiteți-i patriarhului vostru că nu sunt interesat de tronul fiului său. Să-i mai spuneți că țarul Mihail I va domni până în anul 1645 și că sub domnia lui se va pune capăt timpurilor tulburi. El va guverna cu adevărat doar începând cu anul 1633. Să-i mai spuneți că nu am nimic de ascuns, pentru că sunt călăuzit de bunul Dumnezeu. și patriarhului au făcut cale întoarsă, șocați, iar vestea primită de Fiodor Nikitici Romanov, cunoscut deja ca fiind patriarhul Filaret, a picat ca un trăsnet. Boris Ghicev a continuat să facă multe minuni, vindecând oameni din toate clasele sociale. De asemenea, avea abilitatea de a vedea viitorul, lucru de care nu făcea uz decât în cazuri excepționale, Întotdeauna le răspundea celor care încercau să-l chestioneze spunând M-am născut dintr-un păcat, deși mama mea este o sfântă. Numai domnul știe, eu sunt doar un biet muritor. Boris a reușit în scurt timp să uluiască întreaga Siberie, nu numai pentru că numele său a ajuns pe buzele întregului imperiu țarist. Deja mulțimea îl considera ocrotitorul Rusiei. Aceasta este povestea minunii din Tomsk, Siberia, născută dintr-un păcat fatal, dragi prieteni. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, să ne reauzim cu bine, pe curând.